am votat pentru viitorul fetiței mele. Vreau ca iar ca și medic să rămână în România, să aibă grijă de oamenii acestei țări. Am votat pentru a avea putere de a crede în România. Cum credeți că va fi prezența anul acesta? Prezența la vot va fi în jur de 40%.